piața muncii. Pe piața muncii prețul este dat de salariu. Foarte bine. Salariu. Schema de salariu. Și pe axa orizontală avem un indicator numeric. De exemplu, numărul de lucrători. Am spus L. Cererea de muncă, în principiu, este descrescătoare și ea reflectă oamenii în căutarea locurilor de muncă sau companiile în căutarea oamenilor. Cererea de muncă. Oamenii sunt pretutindeni. Dar pe piața muncii, vedeți, se tranzacționează niște servicii, munca, un efort fizic și intelectual pe care îl faci. Cine cere acest efort fizic intelectual? Și companiile ce? Deci pe latura cererii avem angajatorii, cei care au nevoie de muncă. Ei caută angajați, caută muncă. Și vedeți, cererea are o pantă descrescătoare pentru că la un salariu mai mare, companiile sunt dispuse să angajeze mai puțin oameni. Pentru că se face o analiză marginală la nivelul companiei. Compania întotdeauna se gândește, dacă ea are, să spunem, un număr de 10 angajați, se pune problema dacă să-l angajez și pe al 11-lea. Este genul de analiză marginală despre care am mai discutat la microeconomie. Firma lucrează cu 10 oameni. Mai angajăm încă unul sau nu? Și atunci trebuie să compar un indicator de cost marginal care este reprezentat de cine? De salariu, pentru că aici este o persoană, să desenăm așa, care are niște așteptări salariale. Acesta este costul marginal pentru companie. Și ea trebuie să compare acest cost cu un beneficiu marginal. Beneficiu dat de cine? De productivitatea marginală a acestei persoane, da, delta Q supra delta L, unde delta L este 1, pentru că vine încă un angajat, înmulțită cu prețul la care se vinde producția suplimentară realizată de el. De exemplu, dacă am o companie și ea făcea 10, ce să spunem noi, 10 website-uri, să zicem că este o companie care oferă servicii de web design. Și ei produceau 10 site-uri pe lună în medie. Și acum mai vine încă un angajat, o să producă 11 site-uri cu noul angajat. Productivitatea marginală este de un site de internet. Dacă această companie reușește să vândă site-ul respectiv cu 1000 de lei, hai zicem lei, facem mai mult, 4000 de lei, da? Spune că atâta plătește un client, 4.000 de lei pentru site-ul respectiv. Bun. Ce salariu maxim poate în compania mea să-i ofere celui de-al 11-lea angajat? 4.000 de lei. Fac abstracție pentru simplificare de impozite și taxe. Deci maxim 4.000 de lei pot ei să plătească pentru că atât încasează de la clientul respectiv. Ei nu pot să-l plătească cu 5.000 de lei pentru că atunci beneficiul marginal ar fi mai mic decât costul marginal. Dacă omul nostru la interviu spune la întrebarea și pe unde se situează pretențiile sau așteptările dumneavoastră salariale și el spune așa, 3.000 de lei, atunci compania va spune, vă mulțumesc, felicitări, bine ați venit în echipa noastră. Dacă el va spune, păi 4.200 de lei mă gândesc să cer, compania va spune, rămânem în contact, vă sunăm noi. Și s-ar putea să nu îl sune. Poftim? Păi salariul se negociază, dar nu se poate negocia peste valoarea productivității marginale. Acolo compania nu are ce să negocieze cu tine. Pentru că nu se mai justifică angajarea. Bineînțeles că dacă tu ceri 3.500 de lei, ei s-ar putea să negocieze, să spună e prea mult. E foarte posibil. Și tu atunci să te sperii să zici, bine, 3.000, mulțumesc. Și compania, vă strângeți mâinile și ziceți, mulțumesc, la revedere, la treabă cu noi. Se negociază, vezi, de la 3.500 ai scăzut la 3.000. Sau poate tu ceri 3.000 și ei o să zică, uite, îți dăm și bonuri de masă chiar. Ceea ce ar duce la un 3.200, valoarea bonurilor de masă e aproximativ 200 de lei pe lună.
salariul. Se negociază în niște limite. Dar vedeți, dacă se depășește acest indicator, nu avem ce să mai negociem. Și dacă se cer salarii mai mari și productivitatea marginală nu se schimbă sau prețul producției realizate nu se schimbă, companiile nu pot să angajeze. Și așa se explică de ce avem aici o pantă negativă. Cu cât salariile sunt mai mari, companiile vor angaja mai puțin oameni. De ce? Pentru că nu pot să-și acopere, practic, costul marginal al deciziei de a angaja. Și atunci, bineînțeles că dacă vreți un salariu mai mare, încercați să fiți foarte productivi. Și încercați să convingeți la interviu de angajare și prin CV-ul pe care îl trimiteți că puteți să fiți productivi. Pentru că de aici vine decizia de salarizare. Și cred că v-am mai spus eu. Depinde de abilitățile pe care le ai. Dacă poți să scrii frumos în limba română sau nu poți să scrii frumos în limba română. Mă refer corect, gramatical. Dacă poți să scrii frumos sau să și vorbești în engleză sau nu poți. Dacă poți să mai stăpânești încă o limbă, cu atât mai bine. Vedeți, productivitatea muncii crește pentru compania mea dacă te poate angaja în poziții unde se vorbesc și limbi străine și să faci față cerințelor de acolo. Dacă știi să folosești anumite programe de calculator, deci trebuie să fiți în măsură să vă adaptați la cerințe tehnologice complexe. Dacă ai experiență în a lucra în echipă, și multe companii pun mare preț pe această echipă și n-ajunge să spui, da, sunt un mare jucător în echipă, trebuie să și demonstrezi că ai fost într-o organizație studențească și ai făcut nu știu ce proiecte cu echipa. Atunci, dintr-o dată, productivitatea ta apare mai ridicată și salariul oferit va fi mai mare. Oferta. Oferta o reprezentăm, să zicem așa, vine din partea celor care vor să se angajeze. De exemplu, uitați-vă, aici vedem oferta în dreapta sau în stânga? În dreapta. Sunt persoanele care arată CV-ul.